Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sâmbătă vremea va fi în general instabilă. Temporar, înorările vor fi accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cursul zilei în Maramureș, Transilvania, la munte și în cea mai mare parte a Moldovei, iar după amiaza și seara, local și în restul țării, cu precădere în sud-est. Noaptea, astfel de fenomene se vor semnala cu deosebire prin sudul și estul țării. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 18 și 28 de grade și vor caracteriza o vreme răcoroasă în jumătatea de nord-vest. Duminică, valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă, vremea fiind răcoroasă în regiunile nord-estice. Cerul va avea înorări și îndeosebi pe parcursul zilei, va ploua pe arii relativ extinse în nordul, centrul, estul și sud-estul țării și doar izolat în rest. Izolat se vor semnala și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime de duminică vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. Luni, deși valorile termice vor crește ușor în cea mai mare parte a țării, acestea vor fi în continuare sub mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil cu unorări, în special după amiaza, când pe spații restrânse va ploua în nordul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele de deal și de munte și cu totul izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, dar până luni să vedem ce temperatură ne aduce ziua de mâine. În Maramureș mâine vom avea o temperatură predominantă, ea fiind de 26 de grade și un cer însorit. În Crișana stăm puțin mai bine cu temperaturile, ele fiind cuprinse între 26 și 27 de grade. În Transilvania, minima regiunii este de 22 de grade, iar maxima regiunii este de 26 de grade Celsius. În Oltenia avem vreme frumoasă pentru această perioadă, iar temperaturile sunt cuprinse între 24 și 25 de grade. În Muntenia avem temperaturi care oscilează între 24 și 28 de grade, cu 27 de grade în București. Pe litoral, vremea este frumoasă, avem un cer însorit, iar temperaturile sunt cuprinse între 25 și 28 de grade. În regiunea noastră, în Moldova, cerul este unul înorat, dar pe alocuri soarele își face puțin simțită prezența. Temperaturile sunt cuprinse între 24 și 27 de grade, cu 27 de grade în județul nostru, în județul Iași. În Pașcani, vremea va fi bună pentru această perioadă, însă temperaturile vor fi destul de scăzute. Mâine vom avea o temperatură de 23 de grade cu un cer predominant însorit, iar duminică se răcește și se vor înregistra 17 grade. Vom avea parte de câteva averse, iar începutul săptămânii debutează cu o temperatură de 21 de grade Celsius. Vremea va fi frumoasă, însorită, perfectă pentru sfârșitul lunii iunie. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și eu vă aștept și luni pentru mai multe date meteo. Weekend minunat să aveți! Numai bine!